După o perioadă de criză, la vârful Inspectoratului Școlar Județean, astăzi a sosit decizia de numire a noului inspector general. Otilia Trifani este noua șefă a educației buzoiene, fiind desemnată prin ordin de ministru cu delegație. A fost avansată de pe postul de inspector pentru management instituțional. O responsabilitate foarte mare, este și o provocare. La momentul acesta primim lucrurile așa cum sunt și ducem mai departe ceea ce trebuie să facă instituția în perioada aceasta, examenele naționale în principal, pentru elevi și pentru cadrele didactice, că urmează și definitivatul și titularizarea. Ce îmi propun? Să continui colaborarea bună cu colegii mei, să fac o echipă bună și foarte bună la nivel de conducere, și să ducem la bun sfârșit examenele naționale și acțiunile care sunt la nivel de instituție pe perioada de vară, în perioada care urmează și atâta vreme cât e să fie. Trifani este profesor de limba engleză la Liceul Tehnologic de Filipescu, unitate de învățământ în cadrul căreia a fost și director adjunct. În Inspectoratul Școlar a început activitatea în anul 2014 ca responsabil pe proiecte educaționale. În Inspectoratul Școlar am lucrat cu colegii mei începând cu anul 2014 ca inspector școlar pentru proiecte educaționale și de anul trecut, din 2017, ca inspector școlar pentru management instituțional. Am avut o colaborare și am în continuare o colaborare foarte bună cu colegii mei și mizez pe sprijinul lor în continuare pentru această nouă sarcină. Deocamdată, până la numirea unui alt secund la inspectorat, Otilia Trifan va face echipă cu Geta Burducea, numită încă de săptămâna trecută inspector școlar general adjunct. În acest moment, Ministerul Educației a considerat necesar sau de cuvință să completeze echipa managerială prin numirea doamnei Burducea ca inspector școlar general adjunct săptămâna trecută și să completeze astăzi cu numirea mea. Firesc sau așteptăm și o altă numire, completarea organigramei așa cum există ea la momentul acesta aprobat. Florina Stoian, Nela Vamzidăl și Daniela Palcău au fost revocate din funcții prin ordin de ministru, urmare a calificativului nesatisfăcător primit la evaluarea activității manageriale. Deciziile au fost contestate deja în instanță. A fost un an școlar nu ușor din punctul de vedere al mersului instituției, pentru că au fost niște etape succedate. E drept că, din câte știu, doamnele Stoian, Vamzidăl și Palcău își urmează parcursul printr-o acțiune în instanță. Rămâne de văzut ce va fi, vom lua ca atare la momentul respectiv. Otilia Trifan are mandat la șefia inspectoratului până la sfârșitul anului școlar. Noul inspector general și-a început cariera în învățământ în anul 2003.